primez mesaje, mă întreabă un nickname. Cum a fost în 2002 finalul pentru titlul cu Universitatea Craiova în ultima etapă? Păi toată lumea știe, să-i mai spun. Ai, păi zi, tu crezi că lumea mai ține minte? Păi, noi, da. Emisiunea, acum noi suntem în zona TikTok-ului, astea. Tu crezi că noua generație mai ține minte din 2002? În 2002, când am jucat ultimul meci la Craiova, da? 40.000 de spectatori, Craiova Fece Național. Da. Noi, Fece Naționalul cu echipa aia, băteam pe oricine, la orice oră. Da. Dar nu erau echipele cu președinte Gino Iorgulescu, cum era acum, televiziunile, bani sau consiliile județene. Nu. Ne-au dus acolo 40.000 de oameni, Fece Național. Jucam cu Craiova. Da. Toți 40.000 cu Fece Național. Da, da, da. Ne scandau bătea... numele vostru. Da. Că dacă ne bătea Dinamo, da. Dinamo Craiova, Craiova câștiga... ieșea Dinamo, Dinamo campion. Bineînțeles că ne-au bătut cu 2-1. Da? Ți s-a mai întâmplat vreodată să vezi așa ceva? Nu. Ca un stadion întreg să țină cu echipa adversă? Deci striga 40.000 cu noi. Și mi-am dat seama. A câștigat Dinamo atunci? Da, da. Campionatul, ne-a bătut cu 2-1 în Craiova. Da. Da. Da, și ți s-a mai întâmplat vreodată? Niciodată, nu. A? Niciodată. Un stadion întreg să țină cu echipa adversă? Să pierdem și meciul. Și să pierdem și meciul. Da? Da. Dar n-a fost o presiune suplimentară? Că ce? Că toți aia strigau, adică că era o... Ce presiune poate să existe când majoritatea... Păi nu, situație ciudată. Eu, de exemplu, eu personal nu știam. Așa. Eu personal nu am știut. Dar mi-am dat seama după mișcări și după colegii mei. Ce n-ai știut? Fugeau invers, alții din teren? Fugeau invers, păi da. A, n-ai știut că jumate din echipa ta era blătuită? Poate și mai mult. Bine, eram și mai tânăr, așa, nu spuneam mie. Venisem promutat de la Valencia, bă, nene. A, și tu n-ai știut nimic? Nu. N-ai participat la discuții? Nu. Nu? Și când te-ai prins? Că prin timpul meciului. Când și ce ți-ai? Cum te-ai prins? Că ce? Că, că trei sferturi în echipă nu joacă. Dacă noi jucam, băteam pe oricine și mă uitam când venea la ta, făcea faul sau s-arunca în partea aia, lovitură. Cum să nu dai seama dacă e? Bun, și nu le-ai zis nimic cu tupeul tău la pauză? Nu dai seama dacă cine era pe acolo prin conducere. Păi și Oli? Pe Oli ce? Oli nu era antrenor? Ba da. Ce să zic? Păi și Oli când a văzut? Păi ce să... Probabil că știu. Eu știu ce să zic. Atunci zice de meciul ăla, că vezi, Doamne, că... A, știau toată conducerea. Bine, na, eu vă spun ce zic eu, poate ei zic că nu. Dar da. Eu ce am simțit, atunci am fost rezervă, eu am zis că... A, deci tu știi că și te-ai prins că toată lumea știa și Oli și toată lumea, toți. Da, eu așa cred că... Da. Am înțeles. Nu, am cred înțeles. Că știa toată lumea. Erau nu și toată lumea, cât? Nu toată lumea. Că, de exemplu, de ce sigur. Nu știu. Bun, și nu le-ai spus colegilor nimic pe teren? Ce să le bă, ce să ne facem de râs, mă, ce e asta? Păi cu ce să te faci de râs? Că te-ai băbut cu de la limită. Păi da. La limită? Ai jucat în multe blaturi? Nu. Hai, adică ce vrăjeala asta nu cred. Păi nu spun că eu nu știam unde să joc blat. Păi în Dinamo. Cum? Ai jucat la Dinamo? Care Dinamo rupea cu blaturi. Eu, hai să spun ceva, niciun meci la Dinamo nu am jucat. Cum se... Blat la ce? Că oricum le dea câte 4-5. Bun, și la Steaua eram prea mic ca să spunea mie, bă, sta bine, că eu aveam 20 de ani. Uh-huh. Nu îmi spunea, poate dacă... Dar și aici nu mi-a spus, la Fece Național. Dar am văzut eu, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Nu e în regulă. Adică ai mingea la picior din jucătorul care avea de spunea două centrări pe cap, din 7 de dreapta, 4 înapoi. Uh-huh. Sau... Tu ai jucat azi din blaturi? Să spun că în meciuri să pierdem vreun meci, nu, niciodată. Dar nici să câștigăm, că la Steaua le câștigam pe toate. Dar au fost, ce ți-am zis, de la Bistrița, că să-și ia și băieții o primă sau așa. În rest, nu am jucat. Chestii, să zicem, nevinovate. Eram campion, ne-am dus și la Bistrița, ne-am dus cu jumate din echipă. Mm-hmm. Cred că cel mai bătrân eram eu, că aveam 20 de ani. Campion deja. Nu era o chestie să... Dar ne dădeam seama și că după prezența cu lotul, că dacă eram campion în ultimele 5 meciuri, mergeam doar aia tineri să jucăm câte meci. Adică dacă vrei să-i bat, să-i bătai. Ți-a mai venit vreo amintire? Nu am așa. Am amintiri din China cu el, cu arbitri sau cu alte lucruri. În timpul meciului aveam prime foarte mari în China. 2000 de dolari meciul să-l câștigăm. Și singura mea problemă, el cum zice că s-a adaptat în China și cum s-a adaptat, mie nu mi-a plăcut China niciodată. Eu nu aveam ce să mănânc pe acolo și erau mirosurile sau lucruri. Da, nu-ți plăcea. Și fiind foarte cald la meciuri, în timpul unui meci, minutul 85, le-am făcut semn la toți. Aveți grijă că ăsta arbitru vorbește cu chinezii, era meciul, era 1-0 pentru noi. Și sigur o să dea vreun penalti. Le-am spus și lui Dobo și lui, aveți grijă, de sigur să nu calce ăștia prin care. Da. Și a căzut unul prin care pe acolo. După ce că eram nervos că era cald și nu mă scotea neațiții din teren, că eu tot ceream să ies afară, că nu mai puteam să alerg, m-am dus la arbitru și a tras o palmă.
Și a căzut la jos. Și când s-a ridicat nebun de pe acolo, e de cartonaș roșul ăsta. Ia, dar nu s-a venit ca să... Și ăsta venea să-l trăgea pe chinez de mână, pe, pe arbitru. Da. Ăsta s-a dat. Eu zice, ești pe afară, s-a dat ăsta cartonaș roșul. Vii și-l tragi după tine pe terenul jos. Tu vei de ne dai și ești afară, vezi că ți-a dat roșu. A făcut și el, cum m-a întrebat pe mine când era la electroputere. Te bamă să-l ții pe frate. Știi, decât să plângă mama, mai bine plângem ăsta.